12 gospodării de pe strada Morii, comuna Perișoru, sunt inundate în momentul de față. Problema persistă de câțiva ani. Oamenii spun că de vină ar fi canalul de irigație aflat în imediată apropierea curților, însă o parte din autorități susțin că pânza freatică aflată la suprafață ar fi adevăratul motiv. Anul trecut, autoritățile călărășene au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție la problema semnalată. Astfel, vara trecută, s-a decis ca Primăria Comunei Perișoru să facă de urgență un studiu hidrologic și unul hidrogeologic pentru a stabili cu exactitate sursa surplusului de apă. De când aveți problema? De 2 ani, 3 ani. De când ați început să bagă de 3 ani, tot să-i anunțăm? 2016. 2016? Da. Și atunci ce s-a întâmplat în 2016? Tot așa a venit apa, dar a venit mai puțină. A chemat primăria, a venit cu primăria, a venit ANIF-ul, a venit oamenii care au contracte cu ANIF-ul, că oamenii n-au nicio treabă ei cu... că asta e treaba lor. Da. Și a venit, a săpat acolo cu buldonul că vine apa din comună. Măi, oamenilor, cum să vină din comună? Când a făcut gaură, a buit apa de aici, de la canal. Păi cum să vină apa din comună dacă apa e aici, la un metru? Și a doua zi să vadă dacă s-a umplut gaură și s-a umplut și n-au mai venit. Și n-au mai venit nici ziua. Pentru că a văzut de prima dată că ei e... de acolo vine apa de la canal. Și apa a fost băgată pe canal în urmă cu 3 ani, când spuneți dumneavoastră? Apa e din totdeauna. Apa se bagă sezonier. Dar cu o lună jumate și mai ține încă 2 luni de zile. Cât irigă oamenii. Atâta timp cât nu este apă pe canal, nu, dumneavoastră aveți probleme? Nu avem nicio problemă, că avem fotografii făcute. A venit de la primărie și mi s-a făcut fotografii, precum nu este niciun pic de apă. Și cum a băgat apă pe canal, într-o săptămână a ajuns apa sub case. Până aici, plin, de când tragem de 3 zile, nu tragem într-una. Și acum tragem și mâine, dacă veniți, e la loc, apa vine înapoi. Noi tragem ca să nu se urce sub casă. Deci, după de seara, intrați-o până la ora 8. Seara, apa este de la pompieri sau de la pompieri? A venit pompierii. Asta, la noi e de la primărie, celelalte sunt de la pompieri. Am înțeles, deci pompierii astăzi au venit pentru prima dată și primăria trage de câteva zile. Da, da, da. Și a tras de mai multe ori, și acum un an, și anul ăsta, mai multe ori. Are lumină, se vede, nu? Da, da, se vede, nu mai altă tot. Păi da, să trage apă mai mult. Până aici, adică s-a tras. Apa a fost sus în coate, aici, s-a tras. Veniți aici, în grădină. S-a tras, s-a tras cu poate. A fost foarte frumos. Se vede, s-a plimbe? Se vede, avem mai multe. Da? E plin. Deci, poate. Păi da. Ce să mai faci aici? Poate, nu poți să pleci în poate. Acum e mult, acolo, acolo, acolo.
da. Din ce să mai să vezi, doamnă, nimic. Poate o mână de pătrunjor să pe la o ciorbă. Aici, aici e cel mai rău. Dacă s-a rupt ăsta, e în muncă toate casele. Nu mai are ce mai oprească nimeni într-o noapte. Ține acolo, ține anul. Da. Până în acest moment, Anif Călăraș nu a primit nicio informație oficială cu privire la studiile efectuate. Subiectul va fi dezbătut pe larg în ediția de miercuri a emisiunii Punct la Călăraș, difuzată de postul nostru de televiziune, începând cu ora 15.